Mare bucurie pentru că putem să găzduim aceasta a 12-a ediție a Campionatului Balcanic de Alergare Montană, prima pe care o avem în Poiana Brașov, la Brașov. E mare, o mare bucurie, mai ales că în acest context complicat dat de pandemie, avem nevoie de evenimente sportive și avem nevoie de expunere pentru evenimentele sportive. E o bucurie să fim gazdele acestui eveniment și să fim gazde primitoare pentru țările participante din zonă. Trebuie să adaptăm activitățile la context, iar alergarea montană este un sport care presupune din start o distanțare, o activitate în aer liber, prin urmare cred că putem găsi înțelegerea aceasta și putem să susținem dezvoltarea alergării montane chiar și în acest context complicat de pandemie. Eu însumi azi dimineață am fost să alerg în zona de pe sub Tâmpa. Sunt foarte mulți brașoveni care practică la mod recreațional și de amatori aceste activități și cred că sunt foarte importante pentru tot ceea ce înseamnă și sănătatea noastră fizică și cea psihică, mai ales într-un astfel de context. Așa cum ați observat, sunt prezente cele mai importante țări din Balcani. Asociația Balcanică reprezintă, este formată din 20 de state, dar cele mai puternice 5 state sunt cele prezente de astăzi, pentru că mesajul pe care vrem să-l transmitem astăzi este unul că chiar dacă condițiile nu sunt dintre cele mai bune și sunt necesare eforturi altele decât știam noi să le facem, totuși vrem să mergem înainte cu atletismul și cu sportul în general. Așa că astăzi suntem la Brașov, vremea este foarte bună, sper ca după această competiție să putem să facem chiar un program, domnule primar, pentru viitoarele competiții, pentru că Federația de Atletism își dorește și are un proiect foarte mare planuri legat de competiții de pe pistă. E adevărat că la Brașov suntem încă deficitari în zona asta, dar putem să discutăm pe proiecte. Chiar în 2028, Federația Română de Atletism își dorește să candideze pentru Campionatul European de Seniori, cea mai mare competiție europeană de seniori, și acolo vom merge la candidatură cu un oraș. Un oraș care are o pistă, în momentul ăsta este doar Clujul, dar suntem în discuții cu Timișoara, poate și Brașovul, dacă se dorește la un moment dat construirea unui stadion municipal mare. La Timișoara știți bine că există un proiect. Și în concluzie, vom merge cu acel oraș la o candidatură care trebuie să fie unică pentru România și pentru spațiul balcanic în atletism. Așa că vă mulțumesc foarte mult și sper că vom face voi ceva de treabă. N-aș vrea să uit, pentru că așa este fair. Anul trecut am avut sprijinul primăriei, vreau să-i mulțumesc domnului Scripcaru pentru faptul că anul trecut am avut tot suportul. Anul ăsta, practic, am început cu dumnealui această treabă și cred că este fair play și de bun augur să fac asta. Mulțumesc tuturor și pentru nouă colaborare vă mulțumesc. Sunt extrem de fericită că acest eveniment are totuși loc. După lupte seculare și pe această vreme de pandemie care pare că nu se mai sfârșește, am avut multe greutăți în organizarea evenimentului. Suntem totuși extrem de fericiți că am reușit să-l organizăm. Participarea celor mai puternice țări balcanice și faptul că ei au sosit astăzi și aseară la Brașov înseamnă că suntem o echipă puternică. Înseamnă că Brașovul și județul Brașov este o emblemă pentru țara noastră și consider că vor avea parte de o experiență de neuitat și extrem de profesională, pentru că noi ne-am dat silința și ne-am străduit să aibă parte de condiții impecabile. Exact așa cum a spus și domnul președinte Florin Florea, acest proiect a început cu domnul Scripcaru și cu Asociația Județeană de Atletism din Brașov și inclusiv cu Consiliul Județean, așa că doresc foarte mult să le mulțumesc pentru suportul lor. Domnule primar, sper că vom putea colabora și în continuare, pentru că eu sunt fan evenimente sportive și în calitate de fostă sportivă de performanță știu cât de importante sunt aceste evenimente pentru sportivi și cu siguranță ei sunt foarte fericiți că au parte de această competiție și că tot anul acesta nu s-au antrenat de prisos. Doresc să vă mulțumesc și sper să avem o competiție pe cinste. Vreau și eu să vă spun că sunt fericit să particip la un asemenea eveniment. Mă bucură foarte mult să creăm un parteneriat între Consiliul Județean Brașov, Primăria Brașov și toți cei care își doresc să devenim un județ viu, un județ în care se întâmplă evenimente. Este un an greu, un an în care știm cu toții că au fost eforturi susținute pentru
a direcționa banii către capitole bugetare necesare funcționării sistemului de sănătate și altor instituții care aveau aceste necesități. Este un an în care nu am avut, să zicem, o participare pe măsură din punct de vedere al sprijinului financiar pe care trebuia să-l acordăm tuturor celor care desfășurau astfel de evenimente, dar vreau să-i asigur pe cei doi brașoveni, pe Florin Florea, în calitate de președinte al Federației Române de Atletism, dar și pe Iulia Găinariu, care este președintele organizării acestui eveniment, de toată susținerea noastră. Le dorim ca în decursul timpului să aducă cât mai multe evenimente sportive în județul nostru. De altfel, acest lucru l-am adresat tuturor federațiilor române, fiindcă Brașovul trebuie să devină o capitală a sporturilor. Am demonstrat că suntem în măsură să aducem flacăra olimpică în județul nostru, iar lucrurile acestea trebuie să continue, trebuie să nu ne limităm doar la atât, la acel eveniment care a trecut, și din contră să avem cât mai multe ambiții și cât mai multe obiective pe care să le parcurgem. Am avut întâlniri și cu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu reprezentantul nostru în Comitetul Olimpic Internațional, și am toată convingerea că Brașovul va fi pe harta multor evenimente sportive la nivel mondial. Vă urez mult succes! Știu că este un efort foarte mare care l-ați făcut atât dumneavoastră cât și echipele dumneavoastră, și apreciem acest lucru și vă asigur că suntem alături de toate proiectele pe care dumneavoastră le veți derula în continuare.